În popor sunt multe superstiții legate de rusalii. Multe dintre acestea au legătură cu teama de spiritele rele. Potrivit superstițiilor din popor, de rusalii este bine să porți asupra ta frunze de nuc sau de tei sfințite la biserică pentru a fi ferit de spiritele rele. În plus, se crede că teiul ferește gospodăriile de grindină. În multe zone din țară, în cea de-a doua zi de rusalii, există obiceiul spălatului pe picioare cu pelin. Se crede că această practică are rolul de a aduce sănătate. În Duminica Rusaliilor, preotul și enoriașii din comunitate merg pe câmp și săvârșesc sfeștania, sfințirea mică a apei. Cu aghiazma aceea se stropesc apoi semănăturile câmpului pentru a aduce belșug. Se ung ușile cu usturoi pentru că așa casa va fi păzită de rele și de ghinion tot restul anului. Una dintre superstițiile legate de rusalii, la fel ca și de alte sărbători creștine, este aceea că nu trebuie să speli și nici să muncești în aceste zile. De rusalii nu se intră nici în vie, nu se merge în locuri pustii, pe lângă păduri sau fântâni, deoarece conform miturilor populare te poți întâlni cu spiritele rele. Se consideră fără eficient plantele medicinale culese la rusalii sau în preajma rusaliilor.